Băi, Paul! Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Deci n-aveți idei cât de încântat sunt. Aceasta este ultima mea reacție înainte de bac, așa că vă rog frumos, hai să o ducem în top, să facem 100.000 de like-uri, să rupă tot. Vă jur că după bac postez reacții în fiecare zi, numai să iau bacul, oricum cred că mai multe șanse am să postez reacții în fiecare zi decât să iau bacul, așa că hai să facem. Haide! Cam asta ar fi singura mea cerință și dacă puteți să lăsați acolo un comentariu cu baftă SNIK la bac, Doamne ajută să-l iau și eu, aia. Da, deci astăzi o să reacționăm la cel mai tare videoclip cu cel mai tare titlu la care am reacționat eu vreodată. Se numește Exorcizarea partea 1, au ieșit demoni din mine. Da, o să-i dau un like că nu se mai poate. Și dăm, Doamne, căștile alea cum ai dat jos PSD-ul. Ia uite-mă, Doamne, cum stau aici. Haide, Doamne, forță, frate. Nu știu sincer la ce să mă aștept, Doamne, ajută, ține-mă, Doamne, ai grijă de mine, hai, Doamne. Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom face o exorcizare ca la carte. Și nu-l copiez pe Cătălin Talent. Chiar nu vreau să crezi că-l copiez. Așa că dați un like. Paul, tace leacă, și mama lui Paul care era pe fundal. Băi, de ce-i supărat Paul, bă? Bă, nu știu, gen, dar nu-i supărat, e așa, gen, e convins, e foarte convins, te zici că să mor eu dacă nu-i ca Ștefan cel Mare, frate, când acolo cu rovine, cu de la Vaslui, știi, cu bătăliile, așa și el. Bă, deci devotamentul ăsta lui nu mă face decât să râd, deși nu trebuie să fac asta, îmi trezește oarecare emoții în mine și nu o trezește pe aia bună, dacă mă înțelegi, dar hai de la început și tac. Bine, v-am găsit la un nou episod. Hai, tate, doi, Paul. Și nu-l copiez pe Cătălin Talent. Chiar rock and roll, motherfucker. Nu vreau să crezi că-l copiez. Așa că dați un like. Dă-mi un like, ți-am dat. Și să lăsați în comentarii, da? Dacă mai vreți să mai fac. Să mor acum ați lăsat. Dar nu, că nu există așa ceva. Deci o dezactiva coment. Deci nu, te cred. Deci nu cred. Eu am vrut să-i las lui Paul. Zic, da, Paul, hai cu bătălia de la Vaslui sezonul 2, mă înțelegi? Dar nu pot. Sperăm că o să facă ceva bun în videoclip, pentru că Paul ăsta m-a cam dezamăgit. Hai, da, Paul. Dă-i. Hai să începem exorcizarea, da? Dar nu te mai vezi. Bă, sună, Paul, sună ambulanța, să mor dacă... Paul, alo, la Paul. Paul, ce faci acolo? Paul, faci turnul Eiffel, ce faci acolo? Zid marele, zid chinezesc, uite-l cum stă, mă. Doamne, Paul, dar nu ești la casting la Spider-Man aici, bă, ce ai... Bă, s-o luat aiurea, mă. Dă-te-am aici să povestești ceva, Paul, direct aici cu Sasuke, știi, cu de-alea, cu mâini pe spate, cu Rasengan, un Rinnegan, de-alea, știi? Bă, leu. Johnule, eu nu știu la ce reacționez, dar să mor dacă vă mint. Paul Sasuke, zice, nu știu cum, Sasuke, zicem, să mor. Îți dai seama dacă era cumva mama lui acolo, știți, care îl filma sau care stătea așa, se uita la Paul și Paul s-aruncă așa peste cap, mai... Cred că și mama lui Paul acum zice, Marius, e vinul ăla că-l dăm la casa de copii pe ăsta micu, că nu mai suport, Marius, nu mai suport. I-am zis, Marius, că trebuia să ne luăm câine, nu să facem copil. Dă-o, mă, băi, Marius, hai acum, hai că să mor. O obosit. Mamă, zici că e la Ivan Buren la concerti. Bă, stai, bă, nu te arunca. Deci, Paul, dacă te... Încă? Păi nu știu ce are acolo, dar să mor, dar dacă poate tot rupe așa în gâtul. Mamă, ia uite-l. Stai cu minte, băi, stai cu minte să mor. Ia uite, stai cum ai venit fratele lui Paul. Noni! Băi, stai bă, Paul, că te bă, așa să duci, știi? Mamă, John, bat aici în rigips, în lemn, în parchet, în ceam eu, să mă ferească Dumnezeu dacă 3 minute face Paul așa, dacă nu închide o reacție acum. M-a luat pe mine cu transpirații, deci nu știu cum e Paul acolo, cred că arde, cred că e vulcan, Paul, dar e, băi, nebun, băi, am zis când o pus piciorul pe rază, dus așa, știi, am crezut că acolo e Paul, știi, că gata, cu ei pe ticriu, dar, băi, nu știu, băi, mi se frică să râd, bă, că uite cum face, bă. Bă, chiar are demo, bă. Vă-l-o plânge, vă-l-o. Mamă, să mor, mamă, wrestling. Nu, da.
Ia! 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 Bă, mi-e frică, zici că e 7 de filmul. Ia uite. Mamă, mamă, John, stai cu minte că fii atent cu... Na! Nu, 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 gata, băi, Paul! Paul, gata, nu mai, bă, nu mai vreau! Bă, dăm carnetul de note să fac vânt cu el, că nu mai pot. Voi vă dați seama că Paul chiar a filmat asta și el chiar a pus acolo titlul că au ieșit demoni din el. Bine, sper totuși că e o parodie și asta tind să cred. E o parodie la Cătălin Talent, dar, bă, Paul, eu te știu, bă, bun, frate, am copilărit împreună, am făcut, cum mergeam noi și luam apă de la acolo, de la, știi, să mor eu, Paul. Tu dai seama să intri cineva peste mine în cameră, să nu știi că filmezi, să mă vadă că mă uit așa la clipuri de astea, știi, tu ce-ar zice, știi? Doamne, m-ar băga și pe mine la zdob și pe Paul, la pediatrie, da. Andrei! Știu că am făcut o prea scurtă exorcizare asta, dar n-am ce să fac. Prea scurtă, Paul, Andrei! Ia uite-mi! Ia zi, când am făcut exorcizare de azi, dați un like! Nu! Să nu uitați să... Dați în comentarii dacă mai vreți să fac exorcizări. Așa, eu mai vreau. Sau ceva de genul. Eu vreau să mor. Chiar am obosit. Stai că nu, că lasă-l să odihnească, îl pun pe stop. Odihnește-te, pa, odihne, lasă-l să odihne. Da, totuși mai are 30 de secunde de clip care pot fi prețioase pentru mine. Nu știu, eu. Om are bun simț, bă, are 7 ani de acasă. Bine, nu cred că are 7 ani de toți, dar mă refer că gen la figurat are 7 ani. Uite, s-o scuza, bă, că a făcut-o prea scurtă, bă. Nu-i ușor, bă, să sar 3 minute ca un nebun, bă, de pe canapeaua, ești nebun la cap? Oameni, Paul, te respect, dar te cred. Să vede pe cameră. Ia, uite-l, rup, de ce rup? E rupt, Paul. Am transpirat. Nu, se vede chiar. Bă, nu te uita în ochii mei. Când am făcut ziua de azi, sper că a făcut, dar vă uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Noi ne vedem data viitoare. Da, da. Pa. Pa. Ia. Hai, Paul. Bun. Da. Deci vă rog, hai să facem un test. Eu de asta am râs. Imagina, vă dau câteva secunde, știi? Vă dau secundele alea în care e negru ecranul și să văd ce vă trece prin minte când vedeți un ecran negru cu țipetele alea pe fundal. Fii atent, fii atent, fii atent. Bun, și mai vine și Andrei sau Paul deodată. Bă, nu știu ce însemna Paul pentru voi, dar pentru mine Paul chiar însemna. Deci mie mi-o plăcut, frate, Paul. Mie îmi place, Paul a făcut o parodie la 5 ani sau cât are, o parodia pe Cătălin Talent. Eu a ieșit sau sper că l-a parodiat, știi? Bă, deci când mai am vreo 5-6 ani, bă, îmi fac o facultate, universitate și îl bag pe Paul actorii, bă, la mine. Îl chem la mine și facem sketch-uri împreună, îl fac director acolo de imagine, de tot, știi? Nu, frate, respect, Paul. Ți-am dat like, ți-am dat și comentarii. Paul, mă abonez la tine, Paul. Fii atent. Paul Gaming, sunt abonat la tine. Eu sper că v-a plăcut reacția, nu știu cum să deci nu mai știu ce zi, nu mai am aer, nu mai am apă în gură, m-am deshidratat, mi-am dat totul cu Paul, știi? Voi vă dați seama că eu am obosit cât m-am uitat la el, tu dai seama, un Paul, câte calorii eu ars în 3 minute să mor. Nu uitați să lăsați un like, un follow pe Instagram, mesaj neapărat pe Instagram cu link-ul de la videoclipuri la care vreți să mai reacționez. Doamne ajută, urați-mi noroc la bac, că nu ne mai vedem cu reacții până atunci. Paul, îți mai zic încă o dată, să-ți dea Dumnezeu sănătate pentru bine mai făcut să râd, mi-a plăcut videoclipul tău, să-ți dea Dumnezeu să ajungi acolo unde vrei tu să ajungi, să fii preot pe care exorcizează el, asta vreau să ajung. Eu mă duc să învăț la istorie și vă urez o zi frumoasă. Pa, bă! Preocupat și singur, boala zilelor noastre, supra-informat, îndrăgostit de fantasme. Sunt topografic, nu mă pierd cu firea niciodată, gheret, privesc de sus ca o hartă. Negarea-i prima libertate, a minții o revino. Îmi bag pula în simetrie ca Greg Valentino. Sunt făcut să carmoloz, nu știu care